Da, măi, salutare toată lumea și bine am găsit la un episod în care vreau să vă arăt pe unde poate ajunge prostia unora, pentru că eu nu pot, frate, eu știți, genul ăla de persoană care urăște prostia, gen, știi? Și când văd proști, mă abțin, dar deja când văd că unii trec limita de prostie, nu mai pot să mă abțin. Și, logic, fac și eu un video ca să vă arăt cât de proști pot să fie unii, adică mă gândesc că din 18-19 milioane cât suntem în România, cred că doar 2-3 milioane sunt normali la cap, să-mi bat pe șerul. Restul sunt proști. Asta e, mai face lumea și proști pe oameni. Uite-te, frate, dau și aici la noutăți. Cum e, trebuie la bani pe nefrite, baftă, mai dă tu țepe. Hai să intru în pula mea, băga mea și pula în măta, în tact, un bunic, că tu să intru eu, stai așa, să intru pe contul meu principal de Steam, să intru pe nefrite, să văd dacă am bani. Hai, futu-ți. Hai să vă, mă. Dar cu țepele cu astea, aveți, bă, ca mi-aș pula în voi de ratați. Dătați-mi voi o dovadă în care cineva filmează cum i-am dat eu țeapă, serios. Dar nu căcaturi de alea, ei, salutare toată lumea, mi-a dat Raul doi ca țeapă. Nu, frate, să fie o dovadă clară în care se vede că eu am fost pe contul ăla și eu am dat țeapă. Dar să se vadă clar. Să-mi bag pula în voi de ratați, sincer. Hateri, mă refer, nu la fani. Fanii au tot respectul meu. Intrăm pe nefrite. Să vedem ce bani mi-am luat eu pentru schimb și alea. Serios, unii chiar sunt ratați. Întrec măsura să mor eu și când îi văd, nu mă pot abține. Pur și simplu, nu mă pot abține. Să-mi bag pula, frate. Nu mă pot. Eu sunt un om care urăște prostia. V-am zis, ia unde? Uite-l aici. Sunt un om care urăște prostia, dar prostia aia, știi, care trece măsura. Pentru că deja să mor eu. Faza asta cu schemul, n-aveți nicio dovadă. Pișam aș pe voi de ratați, copii idioți, că am dat eu vreun schem. Ia, uite, stai să-l bag. Nu-i dăm o dea. Ce bani am eu, frate? Pișam aș pe mătă, ia. Uite, ce bani am? Ia. Ce bani am pe nefrite? Futu-ți morții, mă, ia. Am vreun ban pe nefrite și nu știu eu, ia. Uite, n-am niciun ban. Ce bani am eu pe nefrite? Ia zi. Ia, uite. Da. N-am niciun ban pe nefrite, futu-ți neam, mă, bă, dacă ne-i văd pe ăștia așa că cu schemări, cu alea, dați și mi-o dovadă că eu sunt schemări, știu, uite, Raul, 2K scammer, ia să văd eu o dovadă, ia. Am luat bani așa, astea sunt videoclipuri postate de mine, ia uite, nu-i niciun video cu vreo dovadă că eu sunt schemări, ia uite, toate sunt postate de mine. Aici, ăsta, canalul de dovezi, uite, numai videoclipuri făcute de mine. Nu e nici măcar un episod pe YouTube în care e vreo dovadă că eu sunt schemă. Serios, nu mai comentați în pula mea de ratați atâta că nu vă ajută cu nimica. Și plus, vă faceți de căcat fără spărare pentru că eu nu cred că merg la nu știu cine în comentarii că e mai șmecher decât mine și eu fac spume la gură și îi zic că e schemă. Știi? Nu fac chestii de astea. Și chiar mă enervează chestiile astea pentru că eu dau și-o la noutățe și uite câți are alfabet și ratați. Ăsta nu știu ce e aici. Pula mea. Și primele două erau conjurat de lume pe bizon, nu era nimeni prin preajmă, pui mei. Aici au un abonat adevărat, bă, ce tupeu pe tine, ia. Cu aia știi băiatul care ți-a dar contul de Steam și a luat vac copilaș, cu aia e așa, deci uite, frate, uite schemurile. Băi, dar ce pizda mătii de dovadă, ratatule, ai? Ce dovadă ai că eu am dat vreun schem? Ce pula mea, a mea era, uite, aoleu, iubesc acest joc, mai sunt și oameni normali, zic și eu, știi? Mai sunt și oameni normali, în pui mei. Dar arăți nu prea sunt oameni normali și mă doare când văd că sunt atâția proști pe lumea asta. Mă doare, frate, mă doare inima că știu că unii se nasc proști. Știi? Mă doare inima că știu că nu toți putem să fim normali, știi? Pentru că eu sunt genul la care mi-e milă de aia cu probleme, știi? Și mă doare inima când văd că sunt atâția proști pe lumea asta. Dar nu se poate face nimic și asta e, așa rămân în pui mei. Dar când vezi că deja întrec limita proștii, atunci te enervezi și te piși pe ei. Nu mai te interesează, știi? Da, mă rog, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, dați like, toți proștii să dea dislike și noi ne vedem data viitoare. Salut!